Bună, prieteni! Haideți să mai revenim și noi cu un vlog. Bine ați venit pe canalul nostru. Uite, facem și noi un vlog aici la Bubu. Am venit și noi la Bubu. Michael de Strehaia. Michael de la Strehaia. Fanilor, vă iubim. Artistul number one. Artistul de la Strehaia. Ele cu fanii. Mă, Florine, de ce nu te ocupi tu, că știi? Ești inteligent. Ești number power. Tu, cu Dănuț. N-ai văzut ciorditorii cum ne ciordesc vlogurile, așa? Vup. Da, bă. Băi, pe bune. Mă, nene, stai puțin. Te întreb și dăm răspuns, da? Să audă și fanii noștri. Yeah. Fanii tăi. TikTok-ul când l-am făcut. Așa. Și toți ne fură. Ne țamțaram vlogurile și provocările. De ce nu faci să le dai acolo ceva să le ștergi asta? Pentru că nu e dreptul tău. Nu mă, le cerem dreptul de autor. Păi aia, de ce nu te ocupi? Sau să pui fiecare vlog, eu nu știu să fac, să pui numele tău acolo jos, Florin Mec, să pun și eu, să rămână pe ecran. Și pe mine, de ce nu mă spuneți, maică, să ghicesc și eu, ca baba aia, din filmul ăla, să dau cu cărțile? Să le fac la fete. Să dai cu ghiceală? Da. Mai cu ghiceală. Păi și cui ghicești? Nu mai mă, nu e, minte. Hai, ia ghicește mine. Ia ghicește. A, ție? Hai, ia ghicește. Că spun. Hai. Pune un ban acolo. Ia, eu spune. Hai, vină mie, ce fac eu mâine și pe mine? Ce faci tu mâine? Da, să văd. A, pe cu bani, mamă. Mamă, știi ce am zis la prieten pe vlogul meu? Ia pune Denis, fii atent. Spun pe vlogul tău. Pe vlogul meu doar am spus, dar unde am învățat asta? În 2011, când am fost eu atunci 30 de zile arestat din dosarul ăsta, în 2011, eu am dat de un băiat foarte inteligent, da? Părinții lui, tata lui, era un om, avea 70 de ani, spuneai că are 30 de ani. Bine menținut, se menținea. Nu era bolnav, nu era absolut nimic, nu suferea. Doar avea problemă cu reumatismul, da? Mamă, și m-a învățat copilul ăla. Tu filmezi. M-a învățat băiatul ăla de părinții lui. Și mi-a zis, Max, voi cum sunteți țigan, cred că știți. Să puneți la pat, la picioarele patului, sârmă de cupru, așa, de jur împrejur. Păi de ce? Ăla îți dă energie, adică dormi bine, te trezești plin de energie, de bucurie, de sănătate. Te încarcă. Te încarcă. Băi, noi suntem oameni încărcați, noi ne încărcăm de la soare. Ca și panourile solare, nu știi? Cum punea unțul meu, da, cupru. Ai văzut un om sănătos? Cupru pe picioare. Da, mamă. Cum adică punea cupru pe picioare? Ia. Nu știi? Până aici așa era învelit piciorul lui numai în crucu. Și cât a trăit? A trăit 105 ani. A trăit, da. Păi, prieteni, nu e Caterin că nu e glumă. Pune Denis, stai, nu mai mișca. Nu e Caterin că nu e glumă. Serios vorbesc. Asta, deci omul știe toată lumea. Cred că și toată lumea știe asta. Ai văzut că pielea bronzată, de ce stăm la soare? Pielea bronzată mai neagră e mai sănătoasă. Dacă ești alb ca varul, așa soarele distruge orice bacterie, adică un om sănătos, înțelegi? Ne încărcăm de la soare. Ca și asta cu sârma de cupru. Și mamă, fii atent ce mai mi-a zis. Asta am zis pe vlogul meu care pun asta. Tu, maică, e bună, e bună soții pe tine că zice că e ramatiz. Iar mă, fii atent. Nu știu dacă știi asta. Tavică, îl știi. Știi ce mi-a zis? Fii atent. De exemplu. Ai văzut că în pădure sunt furnicile alea mari, alea roșii, care merg repede. Da. De mușuroi în pădure, da? Tatălui, părinții lui, cu un grup de băieți, erau 7-8 băieți, s-au dus, s-au dezbrăcat și s-au tăvălit în mușuroiul ăla, în furnicile alea, și îi înțepa, îi mușca. Îi înțepa, stai mă, nu mai ține așa. Adică vreți să spun că înțepătura alea... Înțepătura aia scap de reumatism. Na, pe bune. Mai trăiește! Cum să nu?
Mădea, furnicile aia. Da, se umflă pielea pe tine, alea și alea. Nu mai. Face alergie. Nu. Mamă, serios vorbesc, mie mi-a zis și este adevărat. Uite, să spun. Ia prieteni care știți de treaba asta, să comentați acolo, să vedem dacă știți de treaba asta, dar eu nu cred așa. Scap de reumatism, ba da. Eu am zis că încerc asta. Stai mă, nu poți să ții, ține mai ține puțin. Eu am zis că hai să încercăm asta când o da căldura frumos. Nu știu băi de aici să mă omori. Bine, eu încerc pe asta și încerc și asta. Încerc și asta, ia mâna, vezi acolo, ia de la cameră. Băi, de la cameră, mamă, aici. Nu știți nimic. Încerc și asta cu... Mai sus. Păi tu nu te uiți acolo. Așa. Eu am zis că încerc asta cu sârmă de cuplu la picioarele patului. Păi și de ce nu? Ba da, eu fac asta. Mâine am zis... ce energie adun, nebunule, ne dai și nouă curent. Da. Exact. Eu fac asta, încerc. Eu mă lasă până atunci, lasă tu fă-i asta. Dragi prieteni, vrem să vă spun că am venit de aici să facem și noi un grătar. Unde e grătar? Voi să dăm fără grătar? Da, hai. E sâmbătă astăzi, vrem să bem și noi ceva, facem ceva de halală. Facem, uite acum un grătar. Mâncăm câte o friptură, nu mult, câte persoane suntem, 10 bucăți. Sunt pe regim. Bă, eu am... Eu nu mănânc nicio friptură, eu mănânc o... Salată. Ce salată? Am auzit că a făcut Mădălina o ciorbiță de fasole uscată. Da. Mănânc foarte puțină, cu mirodenii, cu lăuștean. Și nu mai trebuie, fraților, nicio carne. Eu sunt sătulă de carne, nu vreau. Nici eu, dar facem așa o grătare. Da, dacă mâncați voi grătar bine, dacă nu, eu mănânc o țiră fasole uscată. Toată săptămâna eu n-am mai mâncat carne și mănânc. Da, și nu-i mai bine, da. A, da, pe chiar am slăbit. Sălate ăștia. N-am mai mâncat carne asta de ăla. Florine, te-ai îngreșat. Nu, mama, am dat jos. Da, dar ești înalt, de-aia nu s-a mic. Las că am dat jos acum. Am mai dat jos, am mai slăbit câteva astea de grame. Prieten. Ia uite mă, mare vlogar. Tu ești vlogar, mă? Da. Salutare, prieten. Decât asta știi. Mă, ce prieten? Salutare fanilor. Fraților. Aici Michael Jackson. Nu mă, Michael despre haia. Înțelegeți, prieten? Vă spun ceva. Fraților. Înțelegeți, fraților, uite-l mâncat. N-ai făcut provocarea pe TikTok. Uite și asta. Hai vorbește tu, băi, jupâne. Hai să spune două vorbe și după aia continuați. Prieteni, am mâncat. N-am mai filmat când mâncăm. Că nu e frumos, mi-au zis mulți prieteni, dar ce vă filmați când mâncați? Adevărat, așa e, e urât. Am filmăm mâncat, după am terminat, ce... am golit farfuria, eu mi-am mâncat bucata. Ia. Arată. Mi-am mâncat, am terminat bucata mea, am făcut frituri pe bucăți. E mai bine așa decât să rămână. Decât să rămână, nu voi ați spus că dacă facem multă carne, rămâne și o aruncați. E risipă. Așa am făcut că suntem... Câte o bucată de asta? Pe persoane. Câte o bucată de asta am mâncat. Uite, am mai uite, rămas bă, bă, eu nici bucata toată n-am mâncat-o, uite, am luat un pic din ea ca să vedeți că eu chiar sunt la regim. Da, dar eu nu prea am mâncat. Uite, mai sunt două, trei bucăți pe grătar. Bă, nu. Uite ce mănânc eu. Uite cât am luat eu din bucată. Da, mă, dar uite ce mănânc eu. Da. Și uite, micul eu nu l-am mâncat, uite-l aici. Uitați-o și pe bunica. Ia, uite. Eu am luat așa de poftă, chiar pe bune, chiar vreau să... De să poftă, că de foame... Dar eu de când nu mai mănânc carne. Ce ai făcut? Am mai dat... Cam nu prebuzetul nou. Înțelegeți, prieteni? Tu ce faci, Lonț? Asta-i terminat. Stau, frate. Acest ardei e foarte bun. Acest ardei. E foarte bun acest ardei. Cum ai făcut pe TikTok? Acesta om nu facă provocarea. Care mi-a dus să Cristi bancomatină. Ne-am luat. Ce bei? Hai noroc, trească bancomatul. Ia uite, fii atent, câmpiana vrea să bea whisky de la Cristi bancomat. Cum? Pe bune, vezi pastilele tale? Wow! Pe glandă. Măi, nu să bea eu, mama, nu e. Vrei să mă omor, câmpiana, să scap de mine, nu?
Am mâncat și nu vreau să beau. Păi aveam ultima șansă acolo la zilele feriașului să dăm cu ea de pe tilibombă. Pe tilibombă aia mă urc eu acum să se fac aici la noi la... În oraș. Când o strehaia. Când orașul strehaia aici la noi. Se face, bă, ca da. Să mă dau pe tilibomba aia, cum îi zice? Duminica se fac la motul, la motul. Aia vreau să mă dau acolo. Duminica. Și nu cad. De vineri încep. Îmi place să știi cum s-a ducea bărbatul meu fiecare noapte. Am băut și mă sare măseaua din gura mea. Prietene, am mâncat toți câte o bucată, am numărat câte bucăți. Una în plus. Eu am mâncat 5 bucăți. Una era plus. Eu am mâncat 5. Oare pentru cine era plusul ăla bucata aia? Pentru Florin. Pentru David, că l-am mâncat. Pentru David, da, etajul pentru 1. Păi și plusul ăla nu ți-a mâncat. Unde e? Ia, Mexule, am eu plus pentru cine? Ia uite. Că am mâncat câte o bucată. Ăsta ce e? Felul 2? Păi, dar n-am mâncat de nuți. Stai și tu jos acum. Mănâncă. Nu, stai puțin. Ia dă-te, bă. Bă, mă vezi sau nu mă vezi? Te ved. Te văd. Te vezi bine. Noi am mâncat. Partea asta cu e? A ta! A mea? De la special, no. De la Câmpeana! Hai! Ia uzi! Nu, e du-o pe asta cu liftul sus la etaj, hai! Hai! David, nu, mă, e pe aici pentru noi, mă! Atât. Da, nu e pe aici, mă! David! Înțelegeți, prieteni! Nu, o spune lumea, multă lume, spun pe vlogul lui Florin, că poate nu știu dacă toată lumea... Suntem ok! Mama, ce să facem? Nu mai dăm duma canci, nu mai dăm duma nimic. Cum un bar. Ce-i David? Nu mai vorbim absolut nimica. Știu că prietenii ne caută, ne cotroboie prin mesaje și e ok. Înțelegeți, prieteni. Da. Prietenilor. Am dat drumul la lumini, prieteni. Nu v-a scătat microfonul. Tot e baba pe cameră. Baba, pus degetul pe cameră. Filmează baba frașca. Baba, s-a făcut cameramană, baba, gata. Deci, uite, mamă, pune pe mine să vorbesc două vorbe. Ia, stai. Bă, liniște. Mă, stai un pic. E bine? Dacă vorbim unul peste altul, amețiți prietenii, fanii. Hai, vorbește numai tu. Păi lasă-mă să vorbesc. Hai. Nu de așa să înveți, baba, să filmez. Hai, zi. Deci, nu cum spun unii că, vezi, doamne, etajul 1 nu e bine, nu știu ce. Etajul 1 e bine, ce să spun? Stăm, mâncăm, bem, dar nu-l filmăm. Ia, mă, să vedem. Ia, băi, și pe francezul ăla. Care face... Uite ce face la pahar. E dulce, mă. Ăsta merge cu gheață și cu... Cu gheață atât. Hai, ce bine. Avem gheață. Avem, îți dau gheață. Pitu. Nu, mă. La răceală mai merge gheață. Pitea nici rumeață la bere. Nici cât s-a mă. Lita. Gheilă. Suntem la televizor, se filmează. Ce e cam copilă, ce cam copilă scumă pe ei. Bea și câmpeană. Da, mă, e șmecherie. Da, păi am băut și nu o bere odată bea, ce să mai... E, mă, e chiar bun, Martina. Dă și mie un pahar. Lumina, dă și mie un pahar. Uite-l acolo. Adu-ți eu paharul. Ăsta? Da. Păi ce, de ce să ne ferim? Lumina e aici, ce, de ce să nu strigăm? Doar că nu vrea să se arate. Ce? Da. A ce-a făcut? Păi ce, nu știe toată lumea că e aici? Lumina are și mie un pahar. Ce, n-are un să doarmă, nu la mine? Ce, să fi lăsat-o la poartă sau ce? Păi să-mi spună prietenii. Până la urmă e copilul tău. Păi asta am zis. Fiecare copil greșește în viață. Bă, nene. Și părintele nu trebuie să condamne acum copilul, indiferent de greșeală pe care o face. Normal. Am trebuit și eu un pahar de la sora mea. E copilul mea, tău, sora mea. De el, trebuie să-l protejezi. Băi, rece. Ia, uite-l pe Emiruț. Da, Emir. Deci, prieteni, vă rog eu frumos, nu mai veniți cu comentarii din alea, că vezi, doamne, că ce-a făcut, că n-a făcut, da? Ia până la urmă e copilul lui, trebuie să-l protejeze, să aibă grijă de el. Nu mai comentați, că vezi, doamne, că nu știu ce. Stai, bă, nu, prea mult ai pus în bani. Nu. Lasă, lumea își dă cu părerea, scriu fiecare părerile lor, nu ne supărăm, doar că... Nu merge, mă, nu merge cu Red Bull, gata, nu mai punem. Nu punem. Păi eu am zis că nu merge. Nu merge, mă, cu Red Bull, merge cu gheață. Merge, cu gheață, păi eu am zis. Doar că atât vreau să spun. Deci,
lumina este aici și cam atât. Ce? Doar nu vrea. Deci nu e cum spun unii că ce e închis în casă sau ce, nu are voie. Iese aici în curte, mănâncă, bea, stă și s-a tot, salut, gata, s-a terminat prostia. Asta nu credeți. Hai că să vezi Doamne, cu Doamne, ține, Doamne, o ține sub cheie sau vezi Doamne sau nu știu ce. Nu, să terminăm, terminăm cu balamucul ăsta, că nu e frumos. Cât vrei să-l ducem așa? Nu e bine, boală lungă e sărăcia omului. Eu știu asta de la ei bătrâni și așa e. Eu de mult spuneam, gata, toată lumea, stop. Cine era Lumina și cu ăsta? Cine? Elodia? Gata, ai închim subiect. Păi da, pe bune, gata, mai avem și alte subiecte, dar ce nu știm? Avem capul pe umeri, cu creier, trebuie să ne gândim altceva, altele, nu știu ce. Dacă vorbim numai de asta, ce numai de asta, 70 de ani? Hai să punem frână, stop. Pentru că așa e normal. Cine era? Nu s-a vorbit de... Stai puțin, fii atent. Nu s-a vorbit de Ceaușescu atât de mult. Îl știți pe Ceaușescu și Elena de-a murit. O, cum sunt? Dragi prieteni, dragi popor român. Stai puțin, bă, nu vorbiți prostii. Dar pe bune așa e. Nu s-a vorbit de el istoria asta și cine era ei de vorbim așa și o lungim. Hai că să mai pun un pahar, nu pleca. Hai mă, că tu te lungi. Elena Ceaușescu. Făcea din mână. Nu, baba Elena, Ceaușescu făcea cu mâna. Ceaușescu. Ei, să zic eu de ce sărbătorim acum. 9 ani de când sunt cu Madalina. Da, așa e, serios. Bravo, bă, mulți înainte de odea Dumnezeu. S-au împlinit 9 ani de când, da. Serios, 9 da. Ani. De când mi-a albit părul în cap. Tu mie, poate. Ce bune, astăzi faci da. Din... Da. Astăzi, 9 ani. Da. Deci, ține-i minte. Păi cum, dacă uita, mamă, jar mânca. Fică Butoianca spăla vasele, era ploaie, alerga să da, și prin bune și prin rele. Da. Mai mult de rele. Când mi-a mâncat viața. Voi doi și tot împreună. Da. Mi-a mâncat zilele viața. Ce apă, ce vrei să faci, Madalina, e bărbat. Și-a două dozele. Așa trebuie, nu? Lasă că la bătrâniță o să da. Fie bine. Da, da. Vă împăcați bine. Știi cum se spune vorba aia? La tinere ți se trăiești prin grele. Cum spunea da. Băi, da. Vorba aia, când a întrebat Dumnezeu pe unul, când vrei mă să duci greutatea, la bătrânețe sau la tinerețe? Și că, dă-mi Doamne la bătrânețe. Și i-a dat-o la bătrânețe, dar la bătrânețe a murit din prima zi că n-a suportat. Da, mă, da, așa e, dar păi, omul în să... tinerețe să poate să ducă, atunci e forță. Da, da, mă, dar nu știi cum e proverbul ăla. Hei! Tu zi, stai cu mine. Ce-i? Nu știi cum e... Cum e proverbul ăla și vorba aia. Și că toată lumea are belele, dar nu sunt grele ca ale mele. Ferească Dumnezeu de mai rău. Care? Ferească Dumnezeu de mai rău. Păi mulțumesc nu Dumnezeu. Că eu n-am nicio supărare, n-am avut nimic la viața mea. Ia uite ce tricou șmecher are baba, vintage memories. Am mai tăiat de aici așa cu forfeca. Pe ce, mai avea drâncânele? Da. Vezi, baba e în pas cu moda. Ce să fac, Madalina? Că să mai trăiesc eu. E foarte frumos. Țără și gata, să mă îmbrac și eu. Dar nu mai spune așa, că trăiești mult. Trăiești mult. Păi da. 105 ani ca bunicul. Păi da. Mama, mă, dar chiar bunicul tău a murit la 105 ani. Ăla n-a avut durere în viața lui, ăla n-a știut ce a... Durea puțin capul și tata tot îi făcea acolo injecții să nu moară. Ce ai faci, tată? O durere în viața a avut și el. Dar mânca numai portocală, că nu durea capul. O durere în viața a avut și el de inimă la 105 bunicul ani, l-a apucat durerea sfânt. De inimă, dar nici el n-a suportat-o și s-a dus. Sfânt a fost bunicul meu. Ai liniște, Santuzo. Santuzo, de ce e rău? Știa că-l moare. Te unde mai iubesc? Da. N-a fost bolnav, n-a avut tensiune, nu-l băga picioarele când piană în apă cu sare. Era, avea un picior și un călcâi albu. Și când ieșea afară, se scula noaptea, se ducea la baie afară, așa era de mult. Desculț! N-avea nimic, vezi? Și noi suntem bolnavi acum. Era altfel de trai da. Atunci. Alimentația mai bună, acum... Da, acum... Să mănânc în gheață.
La 100 de ani el căra zăpada prin curte cu lopata, o dădea afară din curte la 100 de ani. Da. Atât de... Bă, ce putere avea omul ăla la 100 de ani. Ia stăpân pe curte, paznic acolo, nu luai nimic. Deci, prieteni, stăm frumos la măsuță, la apus de soare. Da, bă, 9 ani de căsnicie pe bune ce a trecut timpul. Da, mă, dar chiar... Mai 50 și ați îmbătrânit după unul. Alu Florin. Al tău. Continuăm pe vlogul lui Dănuț după aia să spuneți pe bune. De ce nu spuneți asta? De ce ascundeți? Deja au trecut 9 ani. Mai 50 și uite așa ați îmbătrânit după unul. Da. Și îmbătrânești, Madalina. Numai cu supărări am îmbătrânit. Oh. Asta că vine binele acum. Vine, vine. E normal. A, da. Cumulat, faceți 5 ani împreună. Nu. Avem orice, veniți în papă, fii. Da, asta e viața. O zi acolo, una aici. De mine a fost tu o cafea. L-am crescut de mic pe Dănuț, ce să mai... Tu l-ai crescut de altea, 14 ani. Mamă, păi dacă stai să te gândești cine-i dă de mâncare, cine-l calcă, cine-l spală, asta înseamnă să crești un copil. De la 14 ani. A, și tu cât aveai? 16. 16, nu? 17. 16 aveai. Păi ce-ți mă că vine protecția pe voi? Deja târziu. Dacă n-au venit la timp. Nu, că numai, eu nu mai sunt de acord cu căsătoria... Nu, mai David se însoară la 18 ani. 20. La 18 ani să știe să-și aleagă el. Eu nu mai fac așa. Așa se însoară. Auzi ce zicea bunicul. Gogol bătrân. Așa, cine era? Da. Ăla care avea 105 ani. Deci era vedetă ca mine. Bă, stai să spun, stai să spun. Ne spunea nouă să însurați copiii când avea mustață și să sucească colțul. Pe bune, ea bune. Pe bune, așa e, deci trebuie să însurăm la 18 ani. Ca să știe de muiere, de nevastă. Când o avea mustață, să sucească mustața, fraților. Da. Eu sunt, eu îl moștenesc pe albătrân. Da. Eu sunt de acord să nu mai însurăm. Așa l-a tot pe David. Și sucească. Pe Denis. Da. Să-mi sucească mustața. Păi și dacă nu ține mustață, mamă? Cine era moș Gogo? Bunicul meu. Păi era vedetă ca mine, eu sunt vedetă. Aha, te jură iar prietenii. Să vă artist, artist. Și ce făcea bunica mea bătrână, o să fac și eu. Atâta că nu beau, că ea bea. Mă, mamă, zi și dar mie de bunica ta. Acum tai o rânză, tai o găină și nu ne ajunge o familie. Și nu ne ajunge, da. Și înainte când tăia o găină... Dădea la toți neamuri, la toate cumnașii. Tot neamul ajunge din găină. Dădea la nepoate, cât la cumnașii. Le ducea cu farfurie. Păi, păi nu, că era găină cocoșanel. Dintr-o găină? Cine-mi fură găină? Doamne, ajungea și haripa dădea așa. Pe jumătate și tot dădea, trămitea. Da, dar nu mâncau moșa să se sature, că mâncăm de lui. Da. Mâncau câte puțină carne. Da, era familie, familie mare. Și tu le ajungi și acum punem când pe masă de toate. Când tăia o găină, trebuia să mănânce tot neamul din ea. Da. Venea băileștenii pe la ea, neamurile de acolo, veneau de la Tuzuziu. Le băgau ouă în tigaie. Ha? Au fost neamurile tale de la Băilești aici. Nu le mai cunosc mai, că una a strigat la mine, am crezut că e ciocană. Ai vorbit cu ei? Am vorbit cu Marfeta, a strigat la mine, aproape am văzut. Marfeta, zic, Doamne. Da, uite, Marfeta. Da, să audă și băileșenii. A fost acolo în judecată, în drum și eu nu știu că mă duceam acolo. Deci nu i-ai mai recunoscut? Recunoscut, da. Da, nu le mai cunosc, maică. Aproape am văzut. Dar tu ești de la Băilești, mamă? Ha? Da, mama mea, părinții mei a fost de acolo. Da, vii liniște, te rog. Da. De la Neamarin. Da, de la Mațal bătrân ăla care tot zicea tata. Da, la mama. Mamă, câte minuți avem. Deci, dragi prieteni, mama se place de acolo de Băilești. Neamul Băilești. A neamul mare acolo la Băilești. Nepoți. Hai bine, încheiem vlogul. Încheiem că avem minute. Gata, prieteni, vă mulțumim, o seară frumoasă, weekend plăcut vă dorim. Vă pupăm, vă mulțumim.